Bună dimineața! Haideți să discutăm un pic despre cum fac IT-știi sex sau dragoste, după caz. Păi, se dă una bucată IT-ist de sex feminin și una bucată IT-ist de sex masculin. Ca să facă dragoste sau sex, trebuie împerecheat IT-istul masculin cu IT-istul feminin. Numai că în capul lor este în felul următor. Suntem compatibili? Suntem compatibili. Sau nu? Păi, e în felul următor, ca la placa de bază. Placa de bază are un BIOS. În BIOS este scris softul. Softul permite ca o placa de bază să funcționeze. Dacă calculatorul sau chipul BIOS-ului nu este compatibil cu placa de bază, atunci automat placa de bază, când se încearcă împerecherea sau upgradarea sau firmuirea sau cum vrei să-i spui tu, eșuează și placa de bază simplu se arde și se duce la înlocuirea a ceea ce se cheamă a plăcii de bază sau a chipului de pe placa de bază. Bun. În momentul în care se încearcă împerecherea sau upgradarea, revenim și cu succes, prima dată se verifică placa de bază, revizia A, B, C. După revizia A, B și C, se trece mai departe la verificarea update-ului de firmware compatibil cu revizia pe care o aveți. Dacă nu, la sex sau dragoste, va fi în felul următor. La prima cheie nu pornește, se masturbează. La a doua cheie se uită la filme porn. La a treia cheie se reușește împerecherea, iar la a patra cheie nu mai există pentru că s-a reușit firmuirea sau update-ul de firmware sau soft. Pentru că, simplu, trebuia scos și să fie compatibil 100% de la început. Adică, au fost 2-3 chei bușite, după care împerechere nereușită. De ce? Pentru că, hai să spunem, placa de bază nu a fost compatibilă cu software-ul. Software-ul, în cazul sexului și a dragostei, este în felul următor. Software-ul este băiatul sau puța băiatului sau tatăl, cum vrei să-i spui, iar la placa de bază sau mama, cum vrei să-i spui, chipul nu a fost bun sau mai știu eu ce. Și uite așa, la câta cheie ajungi să țipi? Păi la a patra cheie, păi da, am încercat. Și sfânta curățare a injectorului ca să pornească la prima cheie sau masturbare. La a doua, m-am uitat pe YouTube sau urmărirea unui film. La a treia cheie, s-a încercat împerecherea după ce s-a desfundat injectorul, s-a citit manualul, s-a vizionat YouTube-ul,
și a primit sfatul părintesc. Iar la a patra cheie, a treia cheie a început împerecherea propriu-zisă sau pornirea a calculatorului sau a mașinii, cum vrei să-i spui, și pornește deja la a treia cheie. Dacă nu a fost compatibilă la prima, la a treia cheie, deja începe plângerea de noapte de noapte, pentru că acea fată care l-a învățat de toate i-a dat papucii. Și uite așa, ați aflat ce înseamnă pentru unii calculatorul, pentru alții injectorul, pentru alții cheia, pentru alții patul, pentru alții sexul și tot așa. Doar în 6 minute capul se dezvoltă și prostul rămâne. O zi plăcută vă doresc!